Vă salut, dragi prieteni! Astăzi o să vă arăt din nou iepurii mei. Aici este iepureca berbec german. Aici sunt cele două prințese care mâine o să le separ una de alta. Prințesa 1 și prințesa 2. Aici o să pun camera, fiindcă o să deschid la cotoi. Aici e cotoiul. Aici este cotoiul, Tomiță, care montez cu el aproape o dată la două zile. Nu. Ba, nu. Așa, am închis. Merge la ăsta de aici. Eu arăt pe asta, cred că pentru ultima dată. Cred. O să curăț, fiindcă a făcut foarte mult gunoi aia mici, fiindcă au fost mulți și înghesuiți. Așa. Acum vi le arătăm pe astea. Aici pichinești ăștia care au o săptămână și trei zile. Aici este puroica vluture. O vedeți? Uitați pichinejii. Micuței. Oh, micuțule. Ce micuți sunt frumoși. Imediat, peste două zile o să iasă. Uitați pe asta. Ștefi, tu știi că asta tot mereu când filmează, îi alăptează pe pui? E că nu mai vocalizează camera. Atât. Bă, dar ce tare sunt! Vezi? Dar ce răi sunt, zici că are de ea de șoareci. Da, seamănă ca șoareci când e fata. Aștia au crescut. Au o săptămână și două zile. Aici sunt, cred că nu mai fluturi. Dar chiar că au ieșit din puf umblă. Nu, aici este iepuroica fluture. Bă, nu cade. Păi nu lăsa să cadă. Uitați-vă. Uitați-i pe toți, nu știu chiar cât sunt. Eu am văzut 8, am numărat. Sug acum să nu îi deranjăm. Aici sunt ăștia care tot mereu când trebuie să facă așa ca să nu cadă. A fătat foarte rău, e proaie că asta aici. Uitați-o și pe ea. Să-ți explic cum stă treaba, Ștefania. N-ai voie să bagi mâna în puf când e fată și după două zile. După când cresc așa cum sunt acum, ai voie să pui mânuța pe ei, da? Ușor. De exemplu, cum sunt aia de acolo, poți să pui mâna pe ei, că sunt mari. Aici e un fluture frumos. Dar ce faci, sugă aia, bă? Ăștia o săptămână și o zi. Și cum stă maică să? Aștia îi alăptează, ăștia o săptămână și două zile și ăștia o săptămână și trei zile. Haide să închidem. Pasta n-am văzut-o niciodată să-i alăpteze pe pui. Adică cred că i-a alăptat noaptea sau că nu eram eu. Un video anterior, care a fost făcut data trecută, tot așa, prima când alăptează pui și acum văd că tot așa îi alăptează. Aici este proaica Janet, care se mișcă și pușca. Așa, să pun ca să pot să închid. Așa.
aici sunt micuții ăștia, frumușei. Le mai deschid.